Salut, camarazi! Astăzi o să vă povestesc cucerirea Imperiului Aztec de către conquistadorul și exploratorul spaniol Francisco Pizarro. Vă dați seama, până la 1500 era o nebunie în toată Europa, era vremea Inchiziției care îi alerga pe toți să-i jupoaie, să-i spânzure, să-i iadă pe rug. Femeile cu părul roșu erau arse pe rug, că ziceau că au legături cu diavolul. Era o teroare generalizată, ca să zic așa. Inchiziția era un fel de Gestapo înaintea vremii, să zic așa, care îi gâtuia și îi înțepa și îi ardea pe toți. Era, cum să spun eu, Imperiul Carol V-ul, Carol al V-lea. Se spunea că în acest imperiu al lui Carol V-ul nu apunea soarele, adică aveau atâtea cucerii în toată lumea că nu mai apunea soarele niciodată în Imperiul Spaniol al lui Carol V-ul. Era un fel de nebunie colectivă, pentru că și regatul spaniol și regatul portughez și regatul englez și cel francez și toate astea erau nebuniți după noi teritorii, după noi sclavi, după noi bogății, pentru era, ca să zic așa, începuse un capitalism timpuriu. Spania și Portugalia, chiar și Franța, nu aveau mari resurse așa teritoriale, deci trebuiau să își caute colonii de unde să jefuiască, să omoare, să se îmbogățească. Așa zisa lumea civilizată, nu e chiar așa de civilizată, cum spun unele canalii, noi suntem mai civilizați decât ei. Deci vă dați seama, într-o țară sărăcită, cum era Spania, era un imperiu, dar erau câțiva bogați și restul fomiși, ca peste tot. E aceeași istorie de 2000 de ani, stăpânii sus și sclavii jos. Așa. Deci, la un moment dat, după ce în 1492 Cristofor Columb, care știa unde se duce, el avea niște hărți al lui geograf turc, știa unde se duce, că se pare că America fusese descoperită deja pe la 1000 de vikingi sau și înaintea lor. Deci, pentru dovada la una din dovezi e că pe o catedrală în Scoția, la Roslin, e desenat un ștulete de porumb și ei au spus că ștuletele de porumb a fost adus din America după cucerirea Americii, dar e o minciună. Dacă ștuletele de porumb e pe biserica din Roslin și biserica scoțiană Roslin e făcută la 1000 după Hristos, înseamnă că porumbul ăla fusese construit acolo, făcut deja cu 500 de ani înainte de Columb, de Cristofor Columb. Așa, Pizarro a primit însărcinarea să ducă și el să descopere lumea nouă. Deja, asta era după ce Cristofor Columb debarcase în Cuba și în Republica Dominicană. Deci, acum era o nebunie, o goană pentru Eldorado. Toți visau numai aur, numai bogății, numai îmbogățire rapidă și așa mai departe. Francisco Pizarro a plecat din Panama la un moment dat, după ce a traversat oceanul, a plecat din Panama cu un vas, cu câțiva oameni, în prima lui expediție pe coasta Pacificului. A coborât, dar din cauza furtunilor, ploilor și vânturile foarte puternice, a trebuit să se întoarcă. A încercat după o perioadă din nou a doua expediție, de data asta cu două nave, a reușit să coboare până la Golful Guayaquil, dar mai departe n-a putut, dar în schimb, în expediția asta, în a doua, a întâlnit niște incași pe o plută și a întrebat, i-a luat prizionier și i-au întrebat și ei i-au adeverit ceea ce vreau ei să audă, că în Peru e o civilizație înfloritoare și aurul e peste tot, deci deja li s-a aprins imaginația, înțelegeți? Deci cam așa era. El, după ce a atins Golful Guayaquil, s-a întors din nou în Panama, care era un fel de bază a lui,
și a făcut o altă trupă și a strâns trei nave, de data asta a strâns împreună trei nave, a primit de la împăratul Carol V permisiunea să cucerească Peru, adică Imperiul Incaș, care se întindea și prin sudul Ecuadorului și în Peru de azi, și prin nordul statului Chile de azi. Era un imperiu cel mai înfloritor, imperiu de acolo. I s-a dat titlul de guvernator și de capitan general. A pus pe picioare a treia expediție, deci cum vă ziceam, cu trei nave, cu 180 de soldați, cu trei călugări și cu 37 de cai. Incașilor le-a jucat o festă ca și astecilor înainte cu conquistadorul Cortez, că ei când i-au văzut, ei aveau legendele lor, care se vorbea de niște extraterestri care mai fuseseră pe acolo și l-au confundat pe Pizarro cu extraterestri, cum și astecii din Mexic l-au confundat pe Cortez tot așa cu extraterestri, și în plus ei nu aveau cai, și când au văzut soldații ăștia în armură, cu sulițe, cu săbii, și arătau ca niște zei și călare pe cai, care în America de Sus nu exista cai pe vremea aia, au căzut în genunchi, au crezut că sunt zei din legendele lor, au fost un pic în confuzie, un pic în ceață, și asta i-a pierdut. El prin... Pizarro, prin vicleșug și prin șiretenie, l-a luat pe mare prizonier pe marele Inca Atahualpa, regele incașilor. Ca să-și recapete libertatea, regele Atahualpa a oferit o cameră plină cu aur. Vă dați seama că deja a început să le zboare mințile și lui Pizarro și la soldații lui, când au văzut o cameră plină de aur, era ce mai nebunie. Așa... Pizarro, ca să scape de Atahualpa, i-a înscenat un proces, l-a condamnat la moarte pe rug, după aia la ca să zic așa, de la moarte pe rug, l-a spânzurat doar, deci ca să scape de el. După aia a început colonizarea Perului, a reușit prin lupte să ajungă la capitala Imperiului Incaș, la Cusco. După aia a început jaful, violul, exploatarea bogățiilor miniere, în special arul, aur și argint. După aia, sclavi i-au folosit pe incași ca sclavi ieftin, i-au decimat pur și simplu, pus, au băgat bold în Europa, sifilis, le-a băgat alcoolul ei și deci au făcut varză, aproape i-au decimat. Bineînțeles, era și Biserica Catolică complice, pentru că Biserica Catolică avea nevoie de mai mulți credincioși, deci era o mană cerească pentru ei. În primul rând au omorât toți vrăjitorii de acolo, pentru că ei știau niște chestii de-astea foarte subtile, foarte profunde și foarte vechi, i-au omorât ca să scape de ei. După aia, la un moment dat, după ce a cucerit tot Imperiul Incaș, care era plin de aur peste tot, aveau și râuri unde se găsea aur, a fondat capitala la Lima. Bineînțeles că fiind atâta bogăție, fiind atâta opulență, au început zâzanile între spanioli, între cuceritori, conquistadori, și Diego de Almagro, un rival al lui Pizarro, la un moment dat, când el avea 60 de ani, a trimis în palatul lui, unde trăia ca un rege, vă dați seama, cu tot felul de sclave pe acolo și harem, i-a trimis 20 de soldați înarmați până în dinți, care au atacat palatul, l-au omorât după ce Pizarro reușise să omoare trei atacatori, l-au dovedit, l-au tăiat la gât, a căzut jos și l-au măcelărit după aia. Și l-au pus pe Diego de Almagro guvernator în locul lui, probabil că au trimis depeșă împăratului Carol V la Madrid că Pizarro a fost omorât, sau probabil că l-au mințit, bineînțeles, că Peru era de regatul incașilor sau Peru era departe de Spania, erau oceanul între ele.
Deci, după aia s-a jefuit acolo, cum au făcut europenii peste tot, și portughezii, și spaniolii, și francezii, și italienii, și englezii, și olandezii, și belgienii, au jefuit acolo, și nemții, cum au făcut în Namibia și prin alte părți prin Africa, au jefuit, au omorât, au exploatat, au călcat tot în picioare. În numele lui Hristos au făcut milioane de crime pe care Biserica Catolică nu le-a recunoscut nici până astăzi. Deci a fost un masacru la scară națională, tot Imperiul Inca, care era cel mai înfloritor la vremea respectivă, la 1531, a fost distrus în goana după aur, aurul a fost cărat în Europa, pe drumul dinspre Peru, spre Spania, caravelele spaniole mai erau atacate de pirații englezi al lui Francis Drake, care până la urmă regina, că a făcut parte cu el la ceea ce fura el de la spanioli, l-a nobilat, deci din pirat, de outlaw, a devenit sir. La nobila regina, că din ce furai dătea și ei jumate. Deci, camarazi, v-am spus povestea măcelarului spaniol Francisco Pizarro, care a distrus Imperiul Aztec în numele credinței, dar de fapt în numele dorinței de a se îmbogăți și el și împăratul lui Carol Quintu și toată nobilimea spaniolă. Sper că v-a plăcut, dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem împreună precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!